خدتني بحور عينيه سلمت القلب ليه من قلبي تخاف عليه دلعني trebuie Pete, să alegi. Fii atent aici, te-ai nenorocit. Wow. Mine, nu? Da. Da. Mai umilit. Rora e cu telefonul, Omar. Bravo. Ce să mai... Mai au o pastilă. Vasile, fără cuvinte, Maria, fără cuvinte. Mă doare inima, negrule, Omar. Deci, dacă nu murim, înseamnă că mai trăim. Deci eu vă spun numai... Nu puteam să zic mai bine. Dacă mă prinde Omar la o petrecere, până acum am luat 3 pastile? Da. 3 sticle, da. Super tare, și acolo s-a terminat, Pepe. Băi, deci dacă tu reușești să ne faci pe noi să ne simțim atât de bine, pe uscat, doar pe pastile. Da. Acum îți dai seama ce se întâmplă la o petrecere organizată să-l ai pe Omar în centru? Da, deci este extraordinar. Capul meu este... Poate să țină o petrecere cel puțin până la 5-6 dimineața. Pe mine mă uimește pentru că ce-ai cântatul nu e lucru ușor. Și asta o știu cunoscătorii și cei care mai bagă mâna în pian și știu unde se află după portativ, da? Ce-ai cântatul nu e lucru ușor. E, spune-mă, mămică, cum faci tu, dar ai cântat cu atâta lejeritate, ai dansat, ai făcut toate nebuniile, vine din suflet, ca un mare artist.
Noi am mare făcut ce-mi place. Aia, s-a văzut. S-a văzut. Asta e, mă. S-a văzut. Da, uite cum a venit replica. S-a văzut, mă. Și mai e, auzi? Omar, dar cred că mai avea un răspuns pentru calitățile tale. E de sus. Da, în primul rând. S-a văzut că îi place și că e bazat, stăpân pe glas, stăpân și-i pe tot ce plac oamenii, uite ce frumos și-a plăcut să cânte cu trupa de suedezi. Vasile, nu mai sunt suedezi, s-au operat. Da? Sunt nemți, da. Să băieții mei, mă, cu cine vrei să semene? Plecăciunile noastre, mulțumim, mami și tati, sunt acolo. Toți românii care ne privesc acum, dați-mi pixul. Acolo e trofeul Omar și aici sunt mulți români care așteaptă semnătura ta. Primul tău mare autograf, doamnelor, domnilor, Omar! Mulțumesc, trofeul acolo, sunt 20.000 de euro puși pe masă în seara asta. Cineva, doar unul singur îi câștigă. Mulțumesc, Omar! Bravo, Omar, bravo! Pepe, fii atent, Pepe, fii atent aici. Și a început cu lerelelelele. Aleu, m-a omorât, ești nebun. Măi, ai văzut ce răspuns mi-a dat? Cum face? Pentru că îi place. Și asta se vede, bă, nene, se vede. Poți să ai talent. Poți să muncești.